Socialiștii și deputații Platformei pentru Moldova, cei care au votat pentru introducerea stării de urgență, au criticat dur decizia Curții Constituționale. Aceștia spun că anularea măsurii extreme este o decizie politică, iar Curtea s-a transformat într-o bâtă politică. Că deciziile sunt pur politice, evident că nu există iarăși nicio, repet, nicio argumentare juridică. Ne pare rău să constatăm, dar Curtea Constituțională astăzi s-a transformat într-o unealtă politică. Iar într-un comunicat de presă al formațiunii pentru Moldova, din care face parte și partidul Șor, se precizează că presiunile asupra Curții Constituționale nici măcar nu mai sunt mascate și se comit deschis în văzul tuturor. Reprezentanții pentru Moldova mai spun că înalta curte și-a compromis imaginea și credibilitatea și s-a transformat într-o bâtă politică. Să fie clar, deputații Partidului Șor și ai Platformei pentru Moldova au votat pentru instituirea stării de urgență pentru a salva viețile oamenilor. Această măsură a fost aplicată pentru a putea lupta cu pandemia, nu cu oponenții politici. Lupta politică e altceva decât lupta cu virusul și cu moartea. Se notează în mesajul transmis de Platforma pentru Moldova. Amintim că starea de urgență a fost instituită în data de 31 martie. Inițiativa a fost votată de 52 de deputați din PSRM și Platforma pentru Moldova.